Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 17 le găsești pe site-ul lolga.com. Folosește codul MVP pentru 10% reducere. Salutare, prieteni, așa din Breaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 Food Draft. Am rămas fără coinsuri. Așa că draftul ăsta trebuie câștigat. 4-1-2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 -1-
4-2 flat, 3-4-2-1 și 4-2-3-1. Nu știu ce formație, cred că pe asta o să joc. 4-4-2 ăsta e ok, da. E mult prea normal. Aici doar dacă joc cu Carrasco, cu... Și nu prea mă încântă foarte tare. Nici 4-3-4-2-1 ăsta nu pot să-l joc. Nu o să fiu bine în apărare. Cred că cea mai bună formație asta e 4-1-2-1-2. Hai să vedem, capitanii. Shaqiri, Bale, Carisma, Costa, te vezi. Ai, ai, ai. Bale-ul nu o să-l pot să-l folosesc, asta e clar. Îl luăm pe Costa. Iau pe Costa pentru că pe Bale n-am cum să-l folosesc. Vreau să încep cu... vreau cu portarii. Dar hai să vedem aici. Bailey, Garay, Godin, Chiellini, 90. Să merge și pe Italia. N-am făcut cam niciodată. Bun și Godin. Haideți că îl iau pe Chiellini. Încerc să văd dacă reușesc să fac ceva și de prin seria. Nu prea am făcut, ai, de capul meu, pe cu astfel de portare. Iau totuși pe Rafael. Mai departe. Saribas. Cred că îl iau momentan așa pe Arribas, dar nu o să rămân cu el, asta e clar. Haideți să vedem un atac ce putem face. O luăm așa, Van Persie, Mandzukic, Gomez, care e foarte bun. Gomez îmi place. Van Persie, îl iau pe Gomez, de la Atalanta. Mai departe, Rooney bun, Sabitzer, Kaká, Asensio și Fernandez. Wayne Rooney. 86, chiar îmi place cardul ăsta lui Wayne Rooney. Mergem cu fundașii centrali mai defensivi așa. Mendel, Alonso, Diarra. O să-l iau pe Mendel. Mendel, mă scuzați, nu Mendel. Nu știu ce citem eu pe acolo. Mergem mai departe. Show, Guerreiro, Luna, Spilicueta, Stremulinas. Show. Altul n-a fac de show, sau Azpilicueta. Haide, luăm pe Aspi. Luăm pe Azpilicueta, mergem mai departe. Sârna Orie, Florenzi. Bun băiatul ăsta. Bun băiatul ăsta, Florenzi. Aș putea să-l iau și pe Walker. Ce-i dat, dar îmi place mai mult Florenzi. Dacă îl iau pe Walker, să merg pe partea asta. Aș merge pe partea dreaptă cu englezi. Pe partea stângă cu italieni. Așa ar fi cel mai bine, poate ar fi pe Alexandru. Îl iau pe Walker. Îl iau pe Walker pentru că știu eu ce fac. Haide să vedem. Încercăm un hibrid. Kanté, Bruno, Koke, Zagoev. Kanté, asta e bine. De la Chelsea cu Costa se potrivește perfect aici. Aici ne-ar trebui un italian. Fabregas, Dembele, Pogba, Luka Modric, Verratti. Maica mea. Luka Modric, 96, dar îl iau pe Luka Modric și îmi strică toată combinația. Mai bine îl iau pe Paul Pogba. Mai bine le-au pe Paul Pogba decât pe Luka Modric. Fabregas bun, haide, luăm pe Pogba. O să vedeți de ce l-am luat pe Pogba, pentru că îmi strică mult acolo tot ce e pe acolo. Villa, Martinez, le-au pe David Villa, că îmi place, mai ales când juca la Valencia. Alves, dar acum n-am ce să mai fac cu Alves, n-am cum să mai renunț la Alves. Eniama, Eriksen, Robert Firmino, Alves, bun. Îl punem pe Alves aici, minus 6 momentan. Minus 6, dar o rezolvăm noi până la urmă. Luis Gustavo, Evra, Bailey, golezul Bailey, care n-am ce să fac cu el. Cu Evra aici, îl iau și pe Evra. Blind sau pe Blind? Nu, cu Evra, că nu s-a... Trebuie să mai împice un fundaș central. Trebuie să împice, na, ar fi imposibil să nu împice. Coutinho, Vela, Danilo, Felipe Luis, brazilianul Felipe Luis, dar n-am ce să fac cu el, nici cu Danilo, nici cu Vela, Coutinho, 86, momentan merg așa. Mergem așa, Mane, Dos Santos, băi, dar dăm și mie ceva din Italia, îl iau pe Mane, englezul, joacă în Anglia, dar el e senegalez, dacă nu mă știu, Carrasco, Fekir, Alba, Guerreiro, Juanfran. Carrasco nu am ce face cu el, mai bine le iau pe Jordi Alba, nici cu Fekir, nu am ce face nici cu Juanfran, nici cu Guerreiro.
Lucrurile nu merg bine. Berardi, Higuain, Gonzalito, Higuain, oh, și Ronaldo, 98. Da, nu pot. Nu pot. Mai bine le iau pe Higuain. Chiar dacă Ronaldo, dar nu mă ajută la nimic. Aia e marea problemă. Aia e marea problemă, că nu mă ajută la nimic. Aici îmi scade cu minus 3. Minus 3 și așa. Aici mi-ar crește cu plus 4. E groasă treaba. E groasă, să vedem. Sper să nu fac alegeri greșite. De la Lazio, Luis Alberto, Ceruti. Hai să-l iau pe Luis Alberto sau... Da, le iau pe Luis Alberto de la Lazio. Avem 4 jucători, am nevoie de un fundaș central. Ai, Thiago, Hernanes, Pae. Cu Hernanes poate mai fac câte ceva. Îl iau pe Hernanes. Mergem mai departe. Holebas, Gibbs, Basta, Eliseu. Basta. Îl iau pe Basta. 2 jucători. La bal, hai, ori la bal, ori la spital. Koulibaly, bun. Fundaș central, Koulibaly. Și o să am nevoie acum la portar să-mi dea ceva bun. Koulibaly aici, 83-86. Și Rico Hitz. Nimic, bă. Nimic. Spania, Elveția, nu, Germania. Ce mai am aici? Africa de Sud, Feyenoord, Spania. Rico. Haideți să vedem, am vrut spaniol pe aici? N-am. Să-l iau pe Rico? Sau iau acest sud-african? Îl iau pe Rico. Doamne, doamne. Ce? Și o să-mi scadă, minus 9. Dar o să joc cu el. O să joc cu silverul ăsta de 74, că n-am ce să fac. Haideți să vedem ce modificări mai putem aduce în această echipă. Dacă l-aș pune pe Hernanes aici. Unde ești Hernanes? 86. Dacă a schimba așa, îmi scade clar. Rune aici și Goin. Haideți să vedem. Cu Gomez. 92. 92 Gomez, ceea ce e bine. Aici nu știu, dacă îl pun, cred că... rămâne tot la 92 cu Diego Costa. Jordi Alba în locul lui Azpilicueta în scade. Minus 6 cu Libali, Hernane, George Așa, Walker, Evra, Coutinho, Mane. N-am unde să-i folosesc. Minus 1. Oh, plus 6 aici Kante. Francezul Kante. 98 în aceste momente. Paul Pogba va fi oare pe margine? Rămâne de văzut. Cu altcineva care să-mi facă 100% n-am, dar am șanse, oricum să-l ții pe Pogba pe margine, nu-i ușor să-l ții pe Pogba, dar asta este, noi vrem să ne facem jucătorii, 85, Jordi Alba, îmi pare rău pentru Jordi Alba că îl țin rezervă pe acest jucător fenomenal de bun, aici cred că dacă schimb, și-am făcut 100%, în aceste momente facem 100%, dacă l-a schimba cu Pogba, minus 5. Oricum, rămânem așa momentan, că n-avem ce face. Rămânem așa, ceea ce e destul de bine. 85 cu 100% facem chemistry-ul. Pe cine să bag? Pe Evra? Dacă îl pun pe Evra, mai bine așa. Și cred că acum aș putea să schimb și așa. Nu, minus 14. Mă duce în minus 14, dar de ce? Pentru că cei doi sunt de la Chelsea. Nu, las pe... Îl las pe Evra aici, îl las pe Azpilicueta, mai bine. Îmi place mai mult Azpil, îl pun pe Evra aici. Cam asta va fi echipa noastră. Cam asta va fi echipa. Haideți să ne luăm și antrenorul. 86 cu 100%, e destul de ok. Robertson. Aici nu prea am ce să iau nici aici. Cred că o să iau... Da, iau acest spaniol. Iau acest spaniol, mult mai bine așa. Draftul ăsta facem 100%, asta e ok. E bine, 186 în total. Și cred că dacă o să schimb la un moment dat... Hai, le dau edit. Cred că dacă schimb, minus 5 în scade cu minus 5. Un po... Ba, aici... Nu. Minus 4. Și cu Paul Pogba, minus 2. Nu, de ce numai pe minus? Lăsăm așa momentan. Așa jucăm. Ei, nu-i problemă, chiar dacă avem jucători... Minus 7 cu Jordi Alba, cu spaniolul. Jordi Alba minus 7 și cu
Evra era ok, da. Las așa momentan. Lăsăm așa. Lăsăm așa, jucăm o partidă, în prima partidă din draft. Am silver portat, dar nu e problemă. Am 86 cu 100%. Am făcut chemistry-ul, cum mi-a cerut tot, să fac 100% chemistry, iată că îl facem. Avem unii jucători mai buni, unii mai slabi, nu contează asta. 88 cu 98 are băiatul nostru, are un rating mai bun. Ronaldo, Neymar, Messi, Kroos, Asensio era, nu? Jordi Alba, Marcelo, nu prea are fundașii, ați văzut acolo. Aia putem profita de asta. Putem profita de aspectul ăsta. Haide să vedem, începe partida. Avem băieții de elită, seria cu Premier League. Să vedem cum se vor descurca. Ăștia. Bine. Haideți, băieți. Vă vreau în formă maximă. Kante a încercat să dribleze și n-a reușit. Higuain. Nu găsește pasa. Hernanes. Pentru Medel în blocaj. Ah, se ducea bine șutul lui Medel. Ei, și aici Costa are șansă mare. Costa în fața 1-0. Costa ratează. Higuain 1-0. 1-0. Gonzalito. Higuain. Asta e bine. Asta este foarte bine. Gonzalo Higuain marchează pentru 1-0. Pepita. Gonzalo Higuain. Bun. N-are ce să mai facă Reina. Clar n-are ce să mai facă. Pe Bernabeu. Deschidem scorul. Mară. Și e penalt. Și parcă văd că iau și roșu. Uitați cum se schimbă soarta unei partide. Azpilicueta vede roșu, da. Ronaldo. Ratează Ronaldo. Silvorul nostru ghicise colțul. Ronaldo ratează penalti, dar avem probleme. Trebuie să schimbăm. Vedeți, de-aia l-am ținut acolo. De-aia l-am ținut aici pe... Cine se bat? Jordi Alba? Mai bine îl bat pe Jordi Alba, care are viteză mai mare. Trebuie să renunț la cineva. Renunț la Medel. Îl ba pe Jordi Alba pentru că nu vrea să risc, mă dau și pe defensiv. Jucăm în pase din prima, ceea ce e foarte bine. Alves, pasează. Higuain, se descurcă destul de bine Higuain, băgă mingea într-o zonă periculoasă, dar Weiruni, se descurcă foarte bine Weiruni, în fața golului Weiruni, Marcelo scoate de pe linie. A doua oară Reina intervine foarte bine și a ieșit adversarul. A ieșit, nu mai joacă. E bine, mergem mai departe oricum. Jucam foarte bine și aveam un om în minus. Cred că i s-a deconectat din greșit. Cine știe, nu cred că a vrut să iasă, după părerea mea. Nu cred că a vrut să iasă. Mergem mai departe, un nou adversar. E bine că au reușit măcar o victorie. Desigur, ne doriți să câștigăm acest draft, dar... facem tot posibilul cu această echipă. O să-l bag și pe Gomez în repriza secundă și pe Pogba. Vreau să-l bag în repriza secundă. Cam astea sunt schimbările de bază. Adversarul, iată, iese din meci. Nu-i nimic. Noi ne căutăm în continuare. Dăm un alt adversar pentru că așa trebuie. Și oare să ne sper să prind pe cineva care joacă, nu cineva care iese. Tefi 9-2-2-9. Haideți să vedem. La are trainer de la sau joacă? Noi jucăm cu echipamentul Realului de Madrid. El 88 cu 87 joacă. Nu cred că nu va juca. Are un hibrid. Germania la Liga, Premier League. Bun, Horn în poartă, dacă nu mă înșel. Jordi Alba, Hummels, Casemiro, Fabregas, Iniesta, Timo Werner, Hazard, Alexis Sanchez și Cristiano Ronaldo. Nu știu cine e jucătorul de la Bayern. Nu-mi dau seama cine e. Stați, cum îl cheamă? Nu știu, îmi scapă numele, începe partida, a doua partidă, pe ziua de azi, se lasă, da, nu? Nu, am crezut că mă las la gol. E 1-0, am luat gol. Medel greșește acolo. Pazdar marchează, se blochează nașpa răbitor. Nu știu, o să vă arăt doar golurile cel mai probabil. Acum se blochează, n-ai ce face. Ușor depășit Chiarini de Ronaldo. Haide mă tu la el. Bară! Păi ce se întâmplă aici?
Ați văzut faza asta? Da, nu cred. Toată lumea se oprise. Nu înțeleg de ce. Rooney, bine Rooney pentru Gomez. Gomez, aproape de un faul la Gomez. Gomez vine cu o centrare pentru Higuain. Higuain a pierdut tempo, Higuain. Mersi, Koulibaly. Penalti. Dă-o încolo de treabă, că numai așa, și roșu al ăsta. Numai așa am prins. Numai așa am prins. În momentul în care se blochează, nu poți să faci nimic. Aici, Koulibaly își bate joc de mine. Bate cu Hazard sau cu Ronaldo, să vedem. Uitați-vă cum se mișcă. Păi, ce să faci în situația de față? Na, fă ceva dacă poți. 2-0. 2-0 și cam aici se termină partida noastră. Ca aici se va termina. Sta să-l schimb pe Hernandez cu Mane. Hernandez cu Mane. Două modificări. Trei modificări am făcut. Ce drept. Bine. Rooney. 2-1. Haide că se poate. Ia mingea. Rooney nu vrea să o ia. Ce bombă Rooney. Ce bombă ăla Rooney. Wayne Rooney găsi foarte bine de Mane. Iată ce frumos face Rooney aici. Șutul vine foarte bine. Eu mă enervez foarte tare când se blochează. Deci mie vine să ies. Dar mă oftic că dau 15.000 de coinsuri și aș fi nevoit să ies. De aceea, de multe ori nu mai mă concentrez. Și când te enervezi e foarte greu să joci. Vom încerca revenirea. Kante. Bine aici. Ai Gomez cu pasa. Dar și pasele se duc mult mai greu și totul. Koulibaly încearcă recuperarea. Prea avem cu cine pe aici. Ia uite. Vedeți? Da. Bun. Pogba. Uite, o să las momentele astea. O să las ultimele 10 minute ca să vedeți cum se mișcă și să nu te enervezi. Păi n-ai cum să nu te enervezi. Pogba, bine, Kante are șuturi bune, dar dacă ai putea să șutezi cu el. Doar asta mi-a făcut meciul ăsta. M-a luat la viteză cu Ronaldo și cu Alexis. Atât. Bine cu Koulibaly, Mane, Pogba. Cam slăbut și el de când a intrat. Bine, pe acum faza asta e frumoasă. Avem șanse mari aici, Rooney. Încă o dată depășit acum. Depășit Wayne Rooney. Cum spuneam, să nu vă speriați, e de la lag. O să las așa ca să vedeți în ce condiții s-a jucat partida asta. Și n-ai ce să faci, practic. Chiar n-ai ce să faci, Kante. Kante, bine. Șuturile lui Kante sunt fenomenale, dar Horn reține. Cred că nu trebuia să șutez de acolo. Chiar distanța totuși mult prea mare. Hai că mai avem puțin. Trebuie să rezistăm. Să rezistăm, o să forțăm, nu să rezistăm. Ronaldo se duce în margine cu Chiellini aici. Hai Silva, reieși și tu. Ce să joci, bă, așa. Koulibaly. Pogba, în loc să se demarce, îl lasă pe Koulibaly să urce. Știe că nu poate. A obosit Koulibaly. Am făcut faultul ăla, dar arbitru n-a dat nimic. Haide. Mane puțin timp. Ultima fază, practic. Koulibaly. Mane. Doar s-a mingea. Ia și joacă. Uite ăsta, dă faul, bă, după 5 pase. Nu mai avem timp. E greu, va da lung cu mingea. La afară direct. Hai portare, tot acolo. No, se termină, 2-1 câștigă, dar v-am arătat tot bine 10 cu minute. E prea, mult prea mare lagul să faci ceva. Am avut și ocazii, dar momente în care ajungeai cu portarul, se blochează și se termină totul. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu vă mulțumesc că ați vizionat episodul până la final. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!